Alo, am buzi bine, se la un episod din Forza Motorsport 7. A trecut ceva timp când am mai jucat și am zis să vă arăt și vouă cum funcționează cu H-Shifter-ul, să vedeți. Am luat această bestiuță pentru că e distractiv de condus, e mai ușor de condus, nu tot împăcica agresivă, dar să-i dăm drumul. Menționez că am pus decât pe cutie manuală, nu cutie manuală cu ambreaj, deci cum aveam ambreaj automat, dar n-am făcut setup la asta, decât l-am conectat la calculator. Bun, hai să vedem cum ne descurcăm. Am dat să-l puțin mai încet și am cu mașină suntem. Și deja merge cum trebuie din ce vreau. A 4-a, a 6-a și din padele dacă vreau, dar are 7 trepte. Bun. Hai să vedem. Opa, mamă, s-a curzat volantul de intrat în gest. Ia! Asta îmi place mie la mașină. Vă zic că nu virează dacă ai văzut prea mare. Nu vă poate. Poate că ai FX o mașină de... Altați cu concerul. Și că apasă R ca să dai rewind, Y, că sunt pe controller, bă, da. Hai să văd. Mamă, ce m-a... ce m-a atins ăla acolo în lateral și n-am pus și fac. Cred că trebuie să rămân pe interior la virajul ăsta. Am pus. Bă, e fă-mi loc. Asta e una dintre chestiile care mi se pară interesante la simulator, în momentul în care te atingi de cineva, te aruncă rău de tot ca trasă. Puteam să o redresez aici. Sau uși mai spate. Am prea multă viteză. Și mașina asta când atinge iarba, e problemă. Și dacă știți la Forza Horizon, cred că vorba nu este să sta pe 900, jocul percepe ca 360 și nu știu ce. Se pare că l-am făcut așa să fie puțin mai universal. Toate care pot fi special pentru el, n-am înțeles ce au luat această decizie. Nu zic că bine, este adică te descurci de bine, nu ești pentru el. Controlul a oferit zona aia Ați auzit că am zburat undeva la 1,5 secunde? Ce zic, foarte mult. Stai. Ah,
scăpadele. Mamă, ce-a dat pe vertem. Ce e pe 5, a? Nu înțeleg aici de ce m-a aruncat ciudat. Face frână de motor. Să-ți fie pe 6. Da. Un ușor. Se ridică spatele și intră în drift. Nu înțeles. Trebuie să nu facem drift. Vezi cât de ușor e să pierzi controlul la mașina asta? Faza e că foarte viteză umană, adică eu totuși iau aici viteză de viraje cu aveam 120 aici, ceea ce am făcut de multe ori am greșit eu. Hai să văd dacă pot să iau mai bine virajul ăsta. Am făcut frână de motorul. Aoleu. Nu mă așteptam să am chestia asta cu problema de treaptă când... N-am înțeles ce a făcut spatele, deci scos-o din viteză, am făcut puțin frână motor și ați văzut că a plecat ușor dreapta, n-am înțeles de ce ai dat. Aproape lasem bine virajul. Era pe 5, nu? Dacă are destul de frumos. Apare nu suficient de frumos. Stai așa. Ceea ce am greșit. Ce-am făcut drift și nu trebuia să fac drift. Aici trebuia să fie total. Aici, cred. Deci... Începe să mă streseze faptul că... Deci, acum, în momentul ăsta, chiar consider că mașina nu e că fals. Adică cum a patinat de spate, mi s-a părut că a patinat fals. Adică, cum patinează acum? Frate, la viteza asta, la 129, cum are asta body kit, ce cauciucuri are și gripul ăla după spate, e ridicol, mașina asta nu alunecă așa. Și nu pot să-ți dreapte pe mâne. Ce e asta? Bă, în orice joc mă duc și îți aleg mașina asta, îți garantez că nu-i patinează în halul la spate. Pe cât de vești e mașina asta? N-am cauciucurile încinse, nu-s cauciucurile tocite. N-am luat damage ca să zici că frânează greșit. Să-l explice și mie cineva ce... care-i faza. Ce rachetă, evident. Nu ajută chiar nasul. Nu a fost un garaj cum trebuie.
asta la mașina asta pus pe dată în acție, pentru că se dureze. Sau patinează spatele foarte ireal. Nu am de apă chestia asta. Aici am prea multă viteză, ar trebui să reduc mai mult ca să iau bine virajul, dar... Bă, știi că există la faza asta? Ca se întâmple ce ați văzut voi, în teorie înseamnă că eu frânez 100% blochez roțile să cesanie. Faza că frânez 30% cât să se învârtă roțile, să am grip să pot să îi țin direcția. Și jocul și tot cumva reușește să ignore chestia asta. Ceea ce mă nervează de fără tare. Acum. Și în momentul în care simt că pleacă de spate, obicei dai drumul și faci contra, se îndreaptă mașina. Ei, la jocul ăsta nu vrea să merg. Deci la Horizon eu cred că chestia asta merge. Ei, la jocul ăsta ce poți să le iei cu 90 la oră. Pare-mi chiar poți. Nu știu de așa cum îmi trebuie. Prea multe viteză, am înțeles. Deci virajul ăsta e de-a patra. Da, mă. Au, de-a cincea, dar... Aha, am uitat. Mere putere greșit virajul ăsta. Deci asta mi-e greu să fie pe de-a. Carbonete nu mai avem foarte mult din traseu. Urmează multe de adaptă. Patinează pe spate, doamne. Pot n-au jucuri lăsate cu balea pe spate, cu slick-uri. Câteodată elemente de simulare între aici și simulator sunt așa amestecate că fac viața grea. Total, nici justificare spate, doar pentru că a frânat 20%. Mam. Deci... Îmi place că virajul e, știi, dar... Hai, după ce joc la volan, nu vreau. Tra mai tare, ce? Vedeți aici că mașina asta nu vrea să vireze decât dacă are 90 la oră. Trebuie să dau și mai în spate ca să frânezi din tine să poți să iau virajul. Și asta e considerat o mașină ușor de conduit. Pe controlul chestia asta chiar mă distrugă. Și ne-am fi luat de parapete, poate n-aș și noi mai repede cursa. Doamne, gen... Deci
70, 70, depășim la bi, 87. Problema aici ar fi frânarea, în momentul în care... ajung aici, așa. Aaa, mă lasă în spunare, deci aici n-am... Ați auzit și voi, nici n-am călcat frânas, rusii de spate au patinat fără motiv. Da, am ieșit pe locul 2, clar puteam locul 1. Na, în momentul în care arcade-ul am stricat cu un simulator, câteodată e puțin dificil să le amesteci plăcut. Chiar gen jocul, curta asta pe control, câștigam din prima. Eu încă mă învăț cu ăsta și aparent fac mici greșeli de schimbare, de exemplu când dai timpul înapoi trebuie să nimerești în treapta în care erai. Nu s-o bagi în treapta în care crește, dar trebuie să fii. Dar cam atât pentru video de azi. Pe scurt, merge perfect cu jocul ăsta, n-ai nevoie de setup decât îl bagi și te joci. Genial. La fel ca a fost la Horizon 3. Cam asta a fost video de azi, sper că v-a bucurat și la următoare, la revedere. Pa, pa!